colegi cu tine, e mort. Nu e mort. Hai că te ajut acum, domnul meu. Băi, frazor, bine v-am regăsit la un episod din seria noastră minunată de GTA Real Life. Continuăm partea trecută cum ar veni. Deci continuăm, frate, de când m-au aruncat. Să-și revină. Aparent supraviețuiesc. Iarăși, aoleu. De când m-au aruncat oameni buni, știți foarte bine, dacă nu știți, urmăriți clipul anterior, clipul care a apărut ieri, urmăriți-l, ideea este că m-au aruncat de pe această clădire. Și acum continuăm aventura, bineînțeles, înainte de a începe vreau ca fiecare persoană care se uită la acest clip și care apreciază seria să apese acel buton de like, haide să strângem cât mai multe like-uri, oameni buni. Ia uitați, domnule, cum arăt, păi este frumos, domnule. Păi, ce facem? Ce facem acum, spuneți, domnul meu? Da, ți-mi jos cătușele, vă rog. Da? Nu știu cum am supraviețuit, domnule, dar am supraviețuit. Sunteți ca mine, domnule, ori vă ducem la secție, ori vă scoatem cătușele, una din două. Păi scoateți-mi cătușele și luați-mi armele, domnule, că nu mai am arme, vedeți și dumneavoastră. Sunt vai de curul meu, domnule, m-ați aruncat, mi-au sărit toate armele. Haideți să vă... Ce stați puțin că venim colegă aici cu mașină, vă lăsăm la un garaj. Da. Și dau eu de voi. Am plecat. Dau eu de voi, dragilor. Dau eu de voi. Haideți să vă ducem la un garaj. Să nu credeți că se termină aici. Ăla mănâncă. Bă, de ce nebunie? E nebunie, frate, e super Caterinca ce se întâmplă aici. Mie personal îmi place foarte mult, chiar dacă câteodată nu este un roleplay de la foarte mare, e super amuzant și până la urmă e foarte important să și râdem, știi ce zic? Repet, dacă vreți să continuăm să postăm cât mai multe clipuri de GTA Real Life, dați acolo cât mai multe like-uri. Domnule, haideți să facem un fel următor. Să discutăm ca de la bărbat la bărbat, ce părere aveți? Vreți să o dăm parte în parte? Cu pumnii două, aolo, cam greu cu condus. Haideți să facem un fel următor. În 5 minute ne vedem pe ulița de sus și o dăm parte în parte. Eu cu tine și după mai vedem, ești de acord? Da. Da, domne, da. Deci în 5 minute, domnule, ne vedem pe ulița de sus, da? Nu, vorbesc serios. Dumneavoastră, da, totuși. Veniți cu garda, veniți cu colegii dumneavoastră din poliție și o dăm parte în parte. Dar dacă pe mașină o să aducem. Dă-te, mă, de aici. Dă-te, mă, cu rabla asta. Ia, mă, parbriz, spart. Mamă, deci în 5 minute, oameni buni, vreau să ne luăm revanșa de la tipul ăsta. Ce părere aveți? Ne luăm revanșa? Hai să mergem, vreau să... Înainte de toate mergem la spital, bag și eu niște tacos și niște apă pentru că mor de foame și de sete. Și hai să vedem dacă ne luăm revanșa pentru că nu se poate termina așa. Nu se poate termina așa. Tacos mănâncă, tacos mănâncă, tacos mănâncă. Water bea, water bea, water bea. Și mai bem o apă ca să fim full 100%, gata. Mergem la spital, îmi fac viața după aceea mă duc să-mi iau și arme just in case, așa... Pentru orice situație cum ar veni. Aolo, da, hai că conduc și eu. Ok. Heal yourself, gata. Ba, mi-am dat și heal. Hai să mergem repede pe jos să ne luăm niște arme. Pentru că aparent am rămas și fără arme. Uite așa, bam. Super tare. Și frazorul sunt foarte curios cum o să iasă. Deci o să dau parte în parte cu Gaborul. Sper să-i dau KO, frate. Vreau să-mi iau revanșa. Deci neapărat vreau să-mi iau revanșa. Să spuneți în comentarii de acolo jos dacă vă place acest gen de videoclip. Dacă apreciați aceste videoclipuri gen, asta am decis să fie un videoclip dublu cum ar veni, sau mă rog, de fapt două videoclipuri separate cu partea întâi și partea a doua, pentru că practic asta este continuarea. Știți, de obicei filmăm un clip și cam atât, acum am decis să filmez același clip, mă rog, să filmez clipul ăsta după ce termin clipul precedent, știi? Hai așa să ne băgăm aici. Ok, sper să nu-mi dispară bolidul de aici. AK-250. Ok, nu ai bani destui. Băi, tu vorbesc serios? Am uitat că mi-am băgat toți banii în bancă. Uitați-vă acolo. Haide să mergem la o bancă să ne scoatem banii în puii mei. Că nu e bine. Haide să-i dăm viteză. Opa, așa. Bun, hai să mergem repede, scoatem banii. După mergem să ne întâlnim cu capul ăla. Vreau să-mi scrieți cine credeți că o să câștige. Credeți că o să-l bat eu, gen pumni, luptă cu pumnii, sau o să mă bat el? Bă, chiar dacă am eu vârsta pe care o am, eu zic că o să-l bat rău de tot, băi. Hai să scoatem $1,000,000. Retrage. Bam, $1,000,000. Gata. What the fuck, mi s-a updatat acolo în dreapta sus? Îmi zice, you've withdrawn $1,000,000. Dar,
Apare nu mi s-a updatat. Nu știu care-i treaba. Sper să fie un bug de display și să mi meargă totul. Ca să nu mă pună să mă întorc. Hai să vedem. Nu ai bani de spui. Oameni buni, ce se întâmplă? What is going on? Opa, ripușă. Da, e bine că e aici aproape banca. Dar de ce nu mi-a scos? Hai să scoatem 10 milioane de dolari. Aolo, cerea să intru în ăla. Sau mă rog, cerea să intre el în mine. Hai că nu-mi fură, ia uite, am distrus și stelepul. Ha mă frate. Suma. Retrage. Bă, mi-arată că retrag și nu mi bagă, voi vedeți? Boys, what is going on? E bug sau ceva? Adică uitați-vă cum îmi face. Păi și dacă dau 1000 de dolari. Uite, îmi scoate 1000 de dolari. Și atunci dacă bag 10.000 de dolari. Îmi scoate și 10.000 de dolari. Dacă bag 100.000, dar nu scoate gen sume de alea mari. Sau trebuie să-i pun cu punct. Uite, cu 100.000 de dolari merge, uite. Și dacă pun ea 1.000.000, genial, îmi scoate dacă pun așa cu punct? Nu-mi scoate. Tați că mă sună Gaborul. Cine este? Cine este așa, și de unde e numărul meu? Acolo. De unde e numărul meu? Cine ești? Domne, am agenda de la secție, agenda de la secție. A, sunteți Gabor acela infect pe care o să-l bat în curând? Da, da, da. Sunteți la locația acolo sau... Ajung într-un minut, domnule. Stați fără griji. Rezolvim. Da, și noi ajungem imediat. A, bine, ne vedem pe acolo, domnule. Da, da, da. La revedere. Ciao. Păi, cât am, stai așa, 250 vreau. Ok, luăm taser neapărat. Luăm un SPS. Luăm pump shotgun. Practic am luat tot ce îmi trebuie, nu? Practic am luat cam tot ce îmi trebuie, dragi prieteni. Și acum merge să o dăm parte în parte cu Gaborul. Îmi iau revanșa de la Gabor. Aha. Hai că o să fii șmecher. Sper, dacă îl bat o să fii șmecher. Dacă nu îl bat o să fie cam nașpa. De fapt, ce contează, frate, că până la urmă... Oricum, eu am fost primul care l-a aruncat din elicopter, adică mă înțelegeți? Deci, eu zic că e bine. Aolo, aolo! Greu se controlează Ferrari-ul ăsta. Hai să luăm pe aici. Și aici facem dreapta și am ajuns pe uliță. Dar să vedem unde sunt ăștia. Mă rog, au spus că ajung și imediat, deci probabil încă n-au ajuns. Ok. Ia ziceți domnilor. Lăsați arma, domnule. Ați spus că facem parte în parte, lăsați. Da, domnule, haideți aici. Așa, domnule. Dacă dumneavoastră vreți parte, haideți să facem așa, ca să fie mai interesant, domnule. Cine? Da, spuneți. Deci cine pierde, dacă nu moare, că na, nu prea se moare dintr-o bătaie simplă cu pumnii. Ia veniți încoace după dacă mine, n-a... veniți după mine. Da, da, da. Mama, a venit cu bodyguard-ul lui. Iar sărim, domnule. Cine moare, domnule, este aruncat de aici, ce părere aveți? Da, domnule. Foarte bine. Sunteți de acord? Da, domnule. Ia uitați-vă la mine un pic, uitați-vă un pic la mine, domnule polițist. Apăsați un pic, click dreapta. Țineți așa. Să vă văd nervos un pic. Să spuneți când să începem. Sunteți gata? Da, haideți. Haideți, 3, 2, 1, am început. Și... Oh! Nu! Oh, ce ați făcut, domnule? Domnule, credeți că dacă sunt bătrân, credeți că nu mai am reflexele acestea sau care-i treaba? Ia spuneți-mi. Păi așa credeam, domnul meu. Da? Ia uitați că v-am dat sângele. Hai, ia ridicați-vă.
Domnul polițist, ajutați-l să se ridice pentru că trebuie să-l aruncăm de aici, nu că așa ne vorbisem. Păi dar ce facem noi aici, mă, nu ne-am vorbit? Da. Păi și să nu mai aude dumneavoastră, înțelegeți? Să mai aude tine. Nu, șefule, nu. Nu. Am înțeles, am murit. Ai alunecat iarăși, te rup genunchiul. Am alunecat pe sângele ăsta de aici. Da, domnule, asta este se mai întâmplă. Fraților, încă o dată dați-vă acolo foarte, foarte multe like-uri, ne-am luat revanșa. Și vreau să-mi iau revanșa și de la domnul de aici. Băi, soat, în puțit. Auzi, auzi. Băi, jegosule. Zi, bă, zi, urâtule. Urât, mă? Tu știi cu cine vorbești? Zi, băi, față de că e crăpat. Am 53 de ani și-s mai frumos ca tine, băi. Păi nu, da, dar trebuie să mă duc să mă, să mă bandajez un pic, doctorul. Ce frumos ești că faci reclamă la o pinci. Ia, domnul, haideți să văd cum vă aruncați. Haideți cu mine, hai. Mi-a făcut plăcere, domnule, mi-a făcut plăcere. Aoleu, domnule, dar trebuie să vă... Că n-am căzut. Aoleu, domnule, vreți să vă împing eu? Păi nu, domnule, trebuie să mă... Veniți aici. N-am cum. Aruncați-vă de aici, domnule. De fix de aici aruncați-vă, domnule. Uite, uitați fix de aici. Da, haideți. Arătați. Uite pe stânga asta, pe stânga asta că e mai abrupt așa. Haideți, domnule, v-am pupat. Ziua bună. Bă, cum s-a aruncat? Da, hai că n-am terminat nici cu tine. Vino încă ce să-ți dau rețu. Stai așa. Poți să mă bandajezi? Știi schema luminița? Nu știu schema luminița. Stai așa. Și acum îmi punem bandaje sau full HP sau care e treaba? Dar eu am niște pastile la mine, mi-au dat adminii pastile în cazul în care se întâmplă un off roleplay sau ceva de genul, sau am aici pastile. E foarte lastime în mișcarea asta. Ar trebui să ai viață full. Ar trebui. Nu am viață full, domnule. Ba da, am viață full, domnule. Sunteți gata? Haideți tot acolo. Super gata. Facem aceeași schemă, dacă mor eu sau dacă muriți dumneavoastră. Stai să beau niște suculeți. Mamă, dăm parte în parte și cu ăsta. Sunteți gata, domnule? Da, foarte gata. 3, 2, 1, start! Domnule, dar știți scheme, nu glumă? Domnule, trebuie să ne aruncăm amândoi acum, îmi pare rău, dar... Da, ne aruncăm amândoi. Stai că-ți dau repede. Stai, mă, frate. Aoleu, domnule, am murit iar. Aoleu, mi-am luat pastilele alea și am murit iar. Dar pare să-mi dau rest. What the fuck, ce? Trebuie să aștepți. Ah, ba da. Eu ți-am dat ție rest, eu ți-am dat eu ție. Da, dar eu n-am cum să-ți dau rest. Sal. N-am cum să-i dau aici de bun. Am aici prim ajutor sau ceva? N-am niciun prim ajutor, n-am. Ceea ce este destul de nașpa. Păi domnule, veniți gata, acolo. Trebuie să meargă, gata. Gata, haide să ne aruncăm. Dacă vrei să mai faci rol pe ei, contactează-ne. Haide să ne aruncăm. 32, 32, 95. Hai. Eee! O dată. Mamă cu pătrăvs. Îmboscheți. Păi primii a trebuit să ne aruncăm. Că gen așa era vorba, dar acum nu știu care a murit. Gen care... Aoleu, domnule, eu încă trăiesc. Și eu puțin. Nu vă văd de boscheții ăștia. Prea mari boscheții ăștia, domnule. Mamă, eu uite, e sânge acolo, dar nu se vede de la cine este sângele. Domnule, e cam nașpa situația. Alo, da. Să vorbim așa ceva out of character, știu că închide, închide, urgent. Aoleu, dacă mai vrei să faci roleplay, sună-mă. Închide, urgent. Bă, mi-a plăcut să fac roleplay cu ăștia. Ce părere aveți, oameni buni? Spuneți-mi acolo jos în comentarii. Dacă v-a plăcut roleplay-ul cu acești timp, n-am vorbit, nu ne-am vorbit dinainte oricum. Pur și simplu ne-am întâlnit și am zis, băi, facem un roleplay frumos.
Adică, mă rog, cred că și-au dat și seama. Am început să facem chestia asta de la... Bine, cu tipul polițist, de dinainte să ajungem acolo la mafioți, în clipul anterior. Cu mafioții și cu aia care întreba, of, chiar că cum ați știut că suntem aici? Haideți că m-am și respawnat aici. Aolo, domnule, parcă vă cunosc, văd că v-ați făcut bine. Domnule, v-ați făcut bine? Ia uite, muscă aici. Dăm așa. Nu aici, mă, vreau să dau anunț. Omor fără milă cel mai bun hitman. Sunați cu încredere. Văd că nu mai vorbește asta. Sărăcuțu, mă, s-a supărat și el. Mamă, frate, deci ce mi-a plăcut lucrurile cu ăștia? Băi, măcar ne-am luat revanșa față... Eu oricum vreau să-mi iau revanșa decât față de tipul ăla. Steamen, știm? Și cu ăsta a fost egal, adică pana mea. Nu m-am făcut de râs, gen, nu m-a bătut. Știi? Și haideți venit dacă o să sune cineva. Cred că mai este un hitman pe server, haideți să ne uităm. Jandarm, hacker, hacker, hitman. Da, mă, frate, uite, mai este ăla, Easy Danny, care mai este hitman și cam atât. În rest, sunt 5 polițiști pe server, adică putem da și un jaf. Să dăm un jaf, oameni, ce părere aveți? Ce zice, să dăm un jaf? Bă, cred că ar merge să dăm un jaf, nu? Ce părere aveți? Eu zic să dăm și un jaf, ca să fie și așa, cu emoții, așa, ca de final. Să vedem, poate reușim să dăm un jaf frumos. Pentru a da un jaf, domnule! Domnule! Domnul, ia uite. Domnul, iar mă văd cu dumneavoastră, haide, coborâți din mașină cu mele sus, vă rog. Dar cine sunteți? Cine sunteți? Domnule, eu am supraviețuit. Eu știu foarte bine cine sunteți. Am supraviețuit, îmi pare rău. Nu mă luați pe mine cu de-astea, că știu sigur că și tu ai supraviețuit acelei căderi. Păi am zis, hai să facem roleplay, dar acum, hai, bine, bine, cum zici tu. Haide, în mașină. Vreau și eu să le iau pe colegul meu de la aeroport și nu pot. Nu, nu iei pe nimeni, treci în mașină. O să vină el să te ajute, știi de ce? Aoleu, dar ce am făcut iară, șefule? Știi că eu am boală pe tine că nu vrei să mor. Te-am aruncat odată din elicopter. Te-am aruncat de pe stâncă. Păi ne-am... Am vrut să mor acum, dar dacă ai spus să... N-ați murit, domnule, n-ați murit. Știu eu sigur că n-ați murit. M-am aruncat și eu cu colegul dumneavoastră din SWAT și n-am murit nicio nici el, adică... Aoleu. Da, da, da. Nu era o cădere foarte mare, domnule. Un pic așa de sânge, niște coaste rupte, dar mi-am revenit. Într-un an mi-am sunt forță. Am 54 de ani acum. Ce știi? O să dăm un jaf, mă rog, de fapt o să dau eu un jaf și tu o să fii ostaticul meu, ai înțeles? Bine, domne. Pentru că îmi place foarte mult de tine. Și mie de dumneavoastră. Da, nu o să vă mai placă. Acum chiar vă omor, domnule, dacă nu faceți ceea ce vă spun, ați înțeles? Cum să fac, domne, fac. Știți că dacă vreți să mă omoriți, trebuie să-mi trageți în cap, ca să știți. Da, 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 nu este nicio problemă, rezolvăm. Că altcumva n-am cum să mor, domne, știți că sunt... Am eu ești invincibil, știu. Mai maimuțele alea de atunci. Da, domne, am văzut că rezistați la căzături puternice. Da, da, da. Mamă, și de mare jaf tot cu ăsta, ești nebun? Nu știu cum am întâlnit-o cu el, da? Haideți, domnule, jos din mașină. Haideți, haideți, haideți. Aici, în fața ușii, în genunchi. Fața ușii, în genunchi, da, haideți. Da, 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 gata, 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 gata. Mă duc deja să încep jaful. Așa, foarte bine. Opa, ia uitați, domnule. A descoperit banca, că dăm jaf. Nu vă aud, domnule, de alarmă. Nu vă aud. Șefuiesc banca și am un polițist. O static, veniți repede sau îi vărs creierul pe jos. Gata, domnule, am sunat și la poliție să vadă că dacă nu vin mai repede, gata, vă vărs creierul pe jos. Aoleu, nu, nu. Acum cred că out of character e buguit alarma, că nu se oprește. La mine s-a oprit. Nu, că mă doare capul deja. La tine nu s-a oprit. La mine nu. Și noi nici nu te înțeleg dacă vorbești ceva. La ieși un pic din bancă și intră. Gata, s-a oprit. Hai să continuăm. Sper că colegii dumneavoastră o să fie receptivi, că altfel știi cine o pățește, nu? Nu știu, domnule, că eu mergeam să le iau pe colegul meu de la aeroport și am dat de dumneavoastră. Ce ghinion. Cred că aveți bolă pe mine, domnule. Da,
Da, domnule, am ceva cu tine, că nu ai vrut să mori atunci de la faza din elicopter și am zis gata. Da, da, da. Te rezolv eu pe tine, băi. Păi cum crezi, că da, așa merge? Șefule. Șmechere, stai acolo, mort, băi. Fraiere. O, dacă mă pușcați în cap, o să mor, domnule, dacă... Opa, auzim sirenele! Mă bucură faptul ăsta, că auzim sirenele. Ia uite, vin colegii dumneavoastră, domnule. Ce frumos! Dacă aș trage în ei direct, domnule. Pa, ce vreți, domnule? Nu colegul, te apropia mai mult. Colegul, bună ziua, bună ziua, agent SWAT, Nexu mă numesc. Hai noroc. Ce vreți cu ăsta? Aveți sniper, aveți sniper. Nu am niciun sniper. Sunt de ajuns eu. Sunt multifuncțional, dragule. Vreau să știu ce vreți pe static. Un elicopter în fața ușii. Sunt prea departe de secție, o să dureze mult până mă duc. Vă dau 100.000 pe static. Nu, 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 nu vreau bani, domnule, sunt putre de bogat. Acum îți aduce băieții un elicopter. Îți aduce băieții? Îmi aduce băieții, gata. Îți aduc. Ne aduce băieții elicopter, am înțeles. Da. Până una alta poți să pleci de aici. Ia îndepărtează-te. Tu, până altfel... una alta o să stau aici, că nu fac nimic. Ești tu singur? Da, sunt singur. Dacă mai stai aici, o să-l torturez. Ia să vedem, pleacă. Vrei să-l torturez? Așa. Acolo rămâi, gabore. De data asta chiar mori. O să vedem, noi o să vedem. Ia uite ce scrie. Nu ezitați să încercați noile joburi ilegale de la servieta albastră. Băi, am zis să pleci, băi. Ia uite, pentru că l-am văzut iarăși, știi ce-ți fac? Nu, te rog frumos, nu. Vă rog. Ia uite, te prind și ușele acolo. Rezist, domnule, rezist, stați liniștit. Sunteți rezistent, domnule, la... Ia uite, opa. A tras către mine? Nu, n-a tras. Colegul, dacă mai tragi, te omor eu cu mâinile mele. Aolo, a tras către mine? Nu. Ba da, a tras. Când îl văd, îl omor, domnule. Așa se face. Au, voce. Domnule, transmiteți-le colegilor dumneavoastră că imediat cum îi văd, eu trag. Că au tras către mine. Am omorât doi. Am murit. Yes. Bă, dar cum? Bă, cum v-ați înviat așa repede? Bă, tu ce faci, bă? Tu ai murit. Ieși afară din bancă. Și tu ai murit. Mersi că m-ai împins. Liniște, că s-a terminat roleplay-ul. Nu înțeleg, mai era un gabor. Ați murit cu toții. Că ai intrat în fund și tu. Eu n-am murit, eu de-abia am ajuns. Eu n-am murit, băiete. Ia, tot eu acum am ajuns, băiatul meu. Eu am văzut că intrase în fund aici și îți lua viață. Bă, Andrei. Da. Hai să facem un roleplay frumos. Zicem că am supraviețuit și asta și mai continuăm noi. Nu. Ne-am ucide. Că nu, mai asta. Bă! Ce bulangiuși, bă! Deci eu am văzut, cel puțin erau doi pe jos, ați văzut? Deci erau doi oameni pe jos. Amândoi erau morți și ăsta când a venit să intre în bancă, l-a luat fumul și a căzut și el. Și după au fugit toți imediat. Deci eu cred că au apăsat pe E, dacă apeși pe E ați văzut că vă responează imediat. Păi ce facem, domnule, de ce mă duceți la secție? Domnule, m-au zis, de ce mă duceți la secție? N-am făcut nimic rău. Da, la secție o să vorbim. Păi n-am făcut nimic rău. Am încercat și eu să jefuiesc o bancă ca tot omul, domnule. Da. Păi ce, n-am voie? Nu, n-ai voie. Aolo, domnilor, de ce? Aolo. Promit că nu mai fac.
Da, da, și eu promit multe și fac puține. Domnule, am 53 de ani, credeți-mă pe cuvânt, sunt un om de cuvânt, adică. Mă, dar ăsta nu știu unde e secția? Nu știu unde e secția, uite acum, stă să pună marker. I-a pus marker. Sau nu știu unde e secția? Aolo, gata mașina. Bravo, domnule. Mamă, cum arată mașina. Da, liniște, că o repar. Aolo, sunteți și mecanic? Văd că nu mai merge, domnule, sub nicio formă, nu? Nici să o reparați nu puteți. Merge, merge, stai aici. Ci că merge, merge, stai aici. Nu mai vede, nu mă vede. Nu mă vede, nu mă vede. Uitați-vă cum fuge de nebun pe acolo. Nu mă vede. Lol, nu mă vede, uitați-vă la el. Yes, 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 yes. M-a văzut, că-mi vede numele prin aia. Îmi vede numărul. Nu m-a văzut, nu, mor, nu cred, deci eu nu cred. Eu, uitați-vă cum stă acolo, nu mă vede. Deci acum el nu mă vede. Holy, oh. Bă, de ce mi-a dat jail? Ci ca să mai fugi altă dată. Băi, frăție. What the fuck, cum mi-a dat jail de la depărtare? Flash cu tine. Cum mi-a dat jail de la atâta distanță, adică nici n-a... De... M-a băgat cumva în secție, eu am scăpat pur și simplu. What the fuck, ok. Cred că a fost mare off-roleplay ce a făcut el aici. O să discuși cu adminii pentru că nu mi s-a părut ok. În fine, fraților, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți postăm mai multe clipuri, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să dăm acolo, să strângem de fapt cât mai multe like-uri. Ci că făceam răpuf, uite ce scrie acolo, făceam răpuf frumos cu zâmbetul. Dar nu, ce să verifici, că n-am nimic. Mamă, ia, hai să vedem cum e viața aici la pușcărie. Domnilor, cum e viața aici la închisoare, cum e viața? Cum să fie? Domnul, ai mai ta voi că te evade, te omor. Dă-i el, dă-i dracului. Scandal în secție. Scandal la închisoare. Te omor. Bam, bam. Și tu. Hai că ți-a pus poliția, că tu. Bă, dar n-ai voie, dar n-ai voie. Bă, alu, n-ai voie să pui cătușele, este închisoare. Alu. Eu n-am pus nicio cătușă. Cine pune cătușe? Și l-a pus unul de aici. Lol, și mie a pus cătușe. Și mie mi-a pus cătușele. Păi dar nu e roleplay. Pui cătușele. What the fuck? Deja la îndețin. Uite, nu mai vezi pot să dau. Vezi că Fila l-a pus. Fila ți-a pus. Bă, nu mai puneți cătușele, băieți, că n-aveți voie. Din greșeală să mă rog. Băi, frazori, deci cam ăsta a fost episodul lor. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți postăm mai multe clipuri, dați-vă acolo cât mai multe like-uri. Eu am fost Andrei și ne-am zis data viitoare. Ciao, bă. Pa, pa.